Tu te ascunzi pe sub copaci, ferestrele mi le păzești. Aștept să fac un pas în gest. Aceste jocuri le detest. Tu n-ai răbdare să asculți. Gura mea închis când mă săruți. Și ne iubim, ne iubim când ne iubim ca niște totul excavat aici, că era ca după un cutremur și muncitorii, era iarnă și muncitorii făcuseră aici, în mijlocul sălii, un foc. Era extraordinar, afară era o zăpadă, prig și înăuntru ardea un foc. E o imagine care spune aproape totul despre povestea care vi-o spun eu acum în vorbe. Spuneți-le, vă rog frumos, istoria Teatrului El Dragodeanu. De când a venit dumneavoastră aici, acum a început să înflorească arta în Târgu Jiu. Povestea începe în 93, în 1993, 15 ani, deci acum 15 ani. A fost o poveste furtunoasă, ciudată, aiurea, neverosimilă pe alocuri, incredibilă pe de alta, și s-a terminat. Am ajuns însă, revenind într-o zonă mai serioasă, într-o zonă de istorie. Deci am trecut prin toate stările astea ca să ajungem până la urmă să facem istorie de-a dreptul. Pentru că, având în vedere că într-o istorie de 200 de ani a teatrului românesc au apărut în țara asta 55 de teatre, asta înseamnă că dacă noi am apărut, al 56-lea să zicem, înseamnă că, într-adevăr, aici s-a făcut istorie în 15. La modul propriu. Povestea începe în 93, a fost o decizie a Consiliului Județean Gorj, pentru că teatrul s-a născut acolo, printr-o decizie a acestui organism. Și a început foarte frumos. Pe mine m-au numit Tarșu Director de atunci la început. Cum ați primit vestea? A fost haios. Spuneți-ne ziua aia, a fost haios, pentru că în momentul când am primit vestea, eram în Germania, în turneu cu Teatrul Național din Craiova, unde, mă rog, am fost actor 14 ani acolo. Eram într-un turneu cu un spectacol de-a lui Purcărete și vorbind cu mama în fiecare zi, mama îmi zice la un moment dat, la telefon, zice, dragă, a venit acasă, zice, o hârtie cu multe ștampile, o scrisoare cu multe ștampile. I-am zis să o desfacă și care mă invitau să, mă rog, să vin când ajung în România, să vin pentru că am luat decizia de a face teatru, iar eu să devin, vezi, doamne, domn director de la teatrul respectiv. Bine. Am venit, m-am întors în oraș, m-am dus la ședința aia festivă, frumos, toată lumea, 39 de consilieri, era tot așa pregătit ca pentru, semăna un soi de sărbătoare pe care aveam să o cam încețoșez eu un pic, pentru că ei au zis, domne, asta vrem să facem. Asta e hârtia care scria foarte... Ce se întâmplă? E un pic interesant pentru că eu am zis, adică acolo scria pe hârtie, articolul se înființează Teatrul Dramatic El Dragodeanu, 2 se numește cu această ocazie domnul. Și am fost... mi-au dat hârtia, așteptau speech-ul, așa, deci a fost sceptic? Simt că ați fost puțin sceptic. Din ce cauză? Da, pentru că și aveam să-mi exprim scepticismul ăsta în direct, ceea ce a cam neliniștit un pic pe cei 39 de consilieri care tocmai urmau să investească în cultură, ca să zic așa, pentru că nici mai mult, nici mai puțin am pus o condiție înainte de a accepta această poveste. Chiar dacă au fost câțiva consilieri acolo, probabil
pe vremea aia, de prin alte regimuri, ajungi pe acolo, mă rog, într-o formă sau alta, nu mă interesează, nu, într-o zonă politică care nu mă interesează, dar s-a uitat un pic Chiorâș, sistemul era... Bă, după ce că te pun în director, adică, mai... Da, aia românească, după ce că te pun director, ce vrei acum să pui și condiții? Bun. Și am pus o condiție care a făcut un pic liniște. Da, am zis, domne, hai să ne lămurim. Deci eu accept povestea asta cu un amendament. Trebuie să admitem aici cu toții în momentul ăsta că un lucru esențial pentru a putea continua. Și anume că teatrul este un obiect de lux. Deci dacă ni-l putem permite, dacă vi-l puteți permite, dacă orașul și-l poate permite, hai să-l facem. Dar aveți aici, am dat eu o hârtie în alb și demisia mea, odată cu numirea mea, în alb, în momentul în care, valabilă din momentul în care eu aud prima dată, după ce, vezi, Doamne, voi fi numit, când veți zice, n-am bani, n-avem bani. Zic, e scump, costă mult, e complicat, este un produs special. Nu este, dacă v-ați gândit doar să hai să bifăm și o chestie cu mine. Am venit, revoluția, s-au schimbat toate lucrurile. Dumnezeu, să facem un oraș ăsta de toate. Ce avem de făcut? Avem un ștrand, încă... Ce să mai facem? Facem și un teatru, facem și un... Adică, zic, dacă băgați teatru printre alea care trebuie făcute, e bine să nu-l facem. Mai bine scoateți-l de acolo și spuneți, domnule, asta e o chestie foarte scumpă. Costă mult. Pentru că arta costă, nu... N-ai cum să... Al mi interpici într-un derizoriu total, într-un kitsch, în ceva care... Zic, mai bine lăsați teatru popular, am zis, decât povestea ta. Dumnezeu, și-au făcut un lucru esențial atunci, în 1993, cu oamenii aia. Rar l-am mai văzut după aceea. Dumnezeu, s-au oprit și s-au gândit. Și după aia nu s-a mai întâmplat. Deci incredibil. Deci au stat să se uite, pe cuvânt, au stat așa, s-au gândit, zic, domne, i-a slăvit. Te puțin, că asta, omul ăsta chiar s-ar putea să aibă dreptate. S-ar putea să ne costă. Mi-a spus cuvântul bani, de-aia s-au blocat. Da, dacă spune probabil, așa ceva, te-am auzit de bani. Probabil că da. Și au fost de acord, am pornit toată treaba, am plecat afară, m-am întors bătând la ușă. Dacă poți imagina, știi cum arată asta, cum se cheamă, la prefectură, sala da, maură. Da, da. Îți imaginezi cum e să bați, când după ce ieși afară, să bați la ușile alea? Am bătut. Că așa e frumos, când intre să bați la ușe. Am ieșit și am bătut la ușe. S-au întors așa toți 39 de consilieri și nu mai era pe presă, mă rog. Le-a dat o lecție așa, adică. Da, și am zis, zic că, îmi cer scuze, v-ați gândit cumva la vreun birou undeva, unde să începem, unde să... S-au uitat așa, domne, vă comunicăm noi. Așa că, dragul meu, am început prin a fi domn director. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că am fost 3 luni de zile directorul unei hârtii. Deci fără birou? Fără birou, fără salariu. Fără salariu încă nu, pentru că urma peste vreo 2 luni. Dar domn director. Dar, alminter, domnul director. Eram directorul unei hârtii, ceea ce puțină lume cred că poate să înțeleagă cum e să fii directorul unei hârtii. Mă rog, am stat, m-am gândit, nu m-a mai contactat nimeni, în fine. Am stat un pic și am stat, până la urmă, am stat în casa părintelui, eu fiind la Craiova, făceam naveta, mă rog, era complicat, că eram... Acum am făcut multe funcții pentru că n-aveam cum puteam să plec din Teatrul Național. Eram în mijlocul turneelor, am fost în zeci de țări în lumea asta cu Teatrul Național. Era vorba de meseria mea, ca actor în primul rând, și nu puteam, evident, să renunț. L-am și spus asta în mod concret. Ok, și după vreo 3 luni m-am dus, am făcut un raport așa complicat. A fost haios și, și la când m-am dus să... La ședințele astea trebuie să te duci înainte la cineva care le trage la xerox și le bagă în mape, știi, mapele consilierilor. Și atunci eu m-am dus cu tot volumul ăla, că era un volum, ce scrisese, dar hârtia s-a dus. Păi cu dumne, că dacă fac copii la povestea asta, consum hârtia la 3 ședințe, știi? Bine, mi-am zis, am cumpărat și hârtie. Asta e un teatru, deci extraordinar. Ați învățat un teatru. O piesă de teatru, tot ce s-a întâmplat. Asta e interesant de știut. Alminte, domnul profesor Ion Cepoi a scris poveștile asta, o parte din ele, poate mai romanțate, poate mai nu știu cum, în cele două cărți pe care le-a scris despre teatru. Și scrise alminteri foarte bine, Îmblăzirea Minotaurului și Ieșirea în lume. Și m-am dus, s-au uitat așa consilierii,
ce este, domnule? Zic, m-am gândit la un proiect de dezvoltare a acestei instituții pe un termen scurt, mediu și lung. Cum vă convine? Pe dreapta bugetului. Da, pe de o parte. Trebuie să știm, zic, eu, domnule, eu sunt un tip, din punctul ăsta, fiind balanță, sunt balanță. Echilibrat, tot organizat. Da, și am zis, zic, domnule, eu nu pot, deci eu nu pot să mă apuc de un lucru care trebuie, adică să vin undeva, într-un loc, într-un spațiu, pe scenă, la servici, undeva să vii și să zic că astăzi o să fac și să mă gândesc pe loc. Mi-mi trebuie un proiect de care să mă țin și să știu că nu, că totul iau, fiecare bucățică o iau așa, încet, încet. Și atunci, zic, dom'le, până în 15 ani, care chiar să primesc acum că stăm de vorbă. Mulțumesc. Și... uite că s-a luat-o serios. Până mi-a dat un birou, care nu era un birou, era o anticameră, deci a unui birou. Și o hârtie și o anticameră. Deja... Am avut, deja eram posesor de hârtie, director posesor de o anticameră, care aveam un birou și un fotoliu în care tot intrau la camera acelui care se ducea lumea, mă rog, eram în anticamera unui vicepreședinte de Consiliu Județean, intra lume luminată, zicea păstă mine, mă luau drept secretară, mă rog, a fost haios. Domnul director este cei da. Da, așa. M-am avut și o secretară nebună, vreau ăștia de la Consiliul Județean să o dea afară. Și da, a fost nebună, da. Și vreau să o dea afară și ține-te dumneavoastră un pic, că are și niște probleme. A fost frumos, m-am dus în prima zi. Și a făcut o cafea, nu mi-a zis nimic, și a făcut o cafea, eu suntem acolo pe un scăunel, și a făcut cafea, eu sunt băutor de cafea, beau 4 kg de cafea, 1 kg de cafea pe zi, așa, și după ce a făcut cafea, a început să bea, zice, ce vreți, cafea? Adică, genial a fost. La un moment dat, a dispărut vreo săptămână, două, nu ne zic, era o problemă. Făcută și noi o ștampilă, știi, la teatru. Era un fișet metalic în camera aia și zice, trebuie să deschidem cumva, că aveam și noi nevoie de ștampila aia. Am chemat cum se face o comisie, să sparge ăla, normal, așa se face. S-a votat. Da. Am deschis povestea aia, în momentul când am deschis, s-a prăvălit peste noi un munte de mohair. Comunismului. Nu, fata respectivă, secretara aia, făcea Turcia, știi? Făcea business-ul, de aia lipsea și de la... Da. Rog, o întreagă nebunie, deci am avut parte de toate aceste lucruri. Dacă nu se întâmplau aceste lucruri, nu ar ajunge să mai... Evident, da. Și după care am început încet, ne-am dus la Casa de Cultură a sindicatelor. Când au început să se coaguleze lucrurile? Deja în 94, pe 94 martie, aprilie 94, au început lucrurile să fie în regulă, am intrat la Casa de Cultură a Sindicatelor, am primit două birouri, deja era patum. Am petrecut 9 ani minunați în Casa de Cultură a Sindicatelor, fără nici măcar un gram de căldură. Da, cafea? Cafea, da. Dar n-am avut căldură 9 ani? În sală 9 ani timp de 9 ani. Parcă ai spune 90, deci 9 ani n-am avut căldură. 9 ani nu am avut căldură. Nici mai noi și nici căldură. Evident spectatorii din de din ce s-a rezolvat problema asta? Pentru că... o singură dată am avut căldură. Am avut un spectacol mai special în care actorii erau puțin mai îmbrăcați, mai subțire. Și atunci, cel care era atunci la Casa de Cultură, nu știu că mai e și acum, nu mai știu, mi-a cerut 1 milion de lei, 1 milion de lei pentru o zi de căldură. Și au adus niște tunuri de căldură. Da, tunuri din alea de căldură ca să facă pentru seara aia, în mod special, cald în sală, de belea. Adică, dar spune-ți-ne că mie mi se pare foarte curios. Aveam în fiecare, deci aveam în fiecare an, în special actrițele cădeau primele, cel puțin două aprinderi de plămâni pe an, cel puțin. Așa am funcționat, așa am mers. Cumplit. Deci criminal a fost... Deci vin aici, deci, vă văd îmbrăcat frumos. Acum, da, e frumos, e aer condiționat. Dar cum a început teatrul ăsta l-am început în tranșee, înțelegi? Deci în tranșee am fost în linia întâi.
Deci am început să facem povestea asta pornind din linia întâi, nu a fost nimic. Am avut noroc însă de oamenii de care m-am înconjurat atunci, pe care i-am chemat și care acum sunt artiști de teatru. Echipa este tot de atunci? A început atunci, s-a format baza, am luat încet, încet, a trebuit să aleg om cu om, erau școli diferite de teatru, unii terminau seara la București, alții la Cluj, alții la... Cum ați ales? Pur și simplu m-am dus în centrele astea să aleg, să găsesc oamenii. O parte din ei au fost, fuseseră și în teatru popular și deci încă știau. Sigur, a trebuit să aleg tot ce înseamnă la nivel de Târgu Jiu, pentru că nu puteam să chem în acel moment acolo, fiind nu puteam să chem pe nimeni din afară, adică mă duc m-am dus după oameni care erau născuți în Târgu Jiu, pentru că numai problema sălii, a locuinței nu mai aveam în cap în momentul ăla. Și atunci, încet, încet i-am adunat pe toți oamenii ăștia, după care au hotărât la insistențele noastre să se hotărească. Inițial au vrut, eu am cerut din domnule, dacă ne dați Casa asta de Cultura Sindicatelor, dacă tot veți face o investiție, dați-ne Casa asta de Cultura Sindicatelor, care acum, a căror sindicat e? Aveam să am dreptate. Pentru că acum Casa de Cultură a Sindicatelor de aici, de Târgu Jiu, este fundația Casa de Cultură a Sindicatelor. Interesant. Adică, care sindicat de domnule? Adică sindicatele cine sunt? Oamenii ăștia de aici, din orașul ăsta, nu? Cine sindicatele? Sindicatele e așa o persoană X, arată într-un fel, un blond, un brunet, care se cheamă sindicatele, cine? Nu e, cine e? Nu, domne, că, mă rog, la nivel central, ăștia s-au ținut tare, ăștia de la sindicate, mă rog, una peste alta, Casa de Cultură Sindicatelor era un business, nu era nicio Casă de Cultură Sindicate. Mă rog, una peste alta n-am vrut să ne dea, deși eu intenționam acolo, vreau să fac două săli, mi-o dea o treabă mult mai specială, aveam un proiect, mă rog. Și atunci am zis, domne, trebuie să găsim un spațiu, pentru că aici nu se mai poate sta și oricum era o chestie de tranziție. Și 95 și 96 deja s-a luat hotărârea ca... Cine era primar atunci? Primar atunci era domnul Murea. Din câte mi-aduc eu aminte, da, domnul Murea. Dumnezeu să-l ierte că a murit. Și era o treabă... A fost un tip absolut extraordinar, pentru că la un moment dat noi eram la casa la Consiliul Județean. N-aveam treabă cu primăria, dar la un moment dat, când s-a hotărât să ne acorde sala 23, fosta sala 23 august, mă, nu, cum o știa toată lumea, domnul Murea a fost extraordinar. A zis, domne, vreți cumva și teatru de vară, că sunt în mijlocul ședinței. Zice, dumneavoastră, v-aș da povestea asta, că poate gândiți ceva în perspectivă, poate faceți și aici o investiție, teatrul la de vară, sub replica celebră bolșevică scrisă deasupra Arta în slujba poporului, stătea să cadă. Și-a zis, domnule, nu pot, tată. Așa scrie acolo, da. Deci nu se poate. Dați-mi un ceva, că nu pot să mă apuc de două lucruri deodată. Ne-a dat această... A făcut o treabă deșteaptă atunci, pentru că ne-a dat-o pe 20 de ani. Adică sala asta aparține, este în proprietatea primăriei, dar timp de 20 de ani ea este a teatrului dramatic în Vila Godeanu. Interesant, a gândit-o bine atunci și domnul. Iar după aceea trebuie să se reînnoiască? Da, după aceea vom vedea ce se va întâmpla. Că e interesant ca biserica noastră, să-i zicem așa, ea trebuie să rămână până la urmă, trebuie să rămână a teatru, în proprietatea teatrului dramatic Elvira Godeanu, teatru dramatic entitat. O mai avea de discutat, că încă deocamdată mai avem vreo 6 ani. După aceea am început să construim, veneam în fiecare dimineață aici, pe la 7 dimineața, pentru că... Cum arăta fizic, ca să întâmplă poate fizică, prima dată locul. Fabulos, o să vă dau un material, dacă faceți un montaj, o să vă dau un material în care e filmat de amitică călugărul, pe vremea aia abia era singurul care avea o cameră. E un moment acolo, să vă dau să-l vedeți, e un moment în care era totul excavat aici, era ca după un cutremur și muncitorii, era iarnă și muncitorii făcuseră aici, în mijlocul sălii, un foc. Era extraordinar, afară era o zăpadă, prig, și înăuntru ardea un foc.
E o imagine care spune aproape totul despre povestea care vi-o spun eu acum în vorbe. Absolut senzațional. Și a fost foarte interesant. Zice, domne, suntem pe axa Brâncuș, nu putem. Zice, nu putem să dărâmăm totul, pentru că dacă dărâmăm și ridicăm totul de la zero, cum era normal al minteri, zice, va trebui să stăm cel puțin, să așteptăm vreo 3 ani sau 4 până primim avizul de la opere. Ce era în locul opere acesta? O sală de cinema. O sală de cinema, o fostă sală de cinema, care se închisese pentru că șobolanii de pe aici prezenți mușcaseră mult prea mult. Deci când veneai aici, știi cum stăteai? Înainte de a se închide, așa era. Era, stăteai cu picioarele ridicate, știi, când veneau la câte un film de ăsta. Așa. Și pentru că pe jos treceau șobolanii, să nu te muște, fabulos. Era fost un moment complicat. Da, o epocă complicată atunci. În fine, ne-au dat și ce, nu putem să dărâmăm tot. Păi și atunci ce situație? Situația asta ce facem? Păi zice, domne, ca să nu zic că am dărâmat, atunci facem, nu facem de la început, facem de fapt amenajare la obiectivul sala 23 august, ca să sune altfel, cumva ca să nu ne prindă ăștia și să nu ne lase, să stăm 4 ani, să stăm avizele de la forurile alea internaționale, pentru că axa Brâncuș fiind în, normal, în patrimoniu universal, era mai complicat. Drept pentru care am păstrat zidul ăsta dinspre hotel și zidul ăsta de aici, pentru că restul este unit cu casele din jur. Atunci a fost, era o revistă pe vremea aia care se chema revista Privirea. Aflaseră de povestea asta cu Statulici, parcă era redactor șef, mi se pare, și aflaseră de povestea asta că se construiește un nou teatru la Târgu Jiu, făcut un reportaj și a venit reporterul și a găsit cel mai senzațional titlu. Din câte s-au scris despre teatru, ăsta a fost cel mai senzațional. Pentru început, Teatrul Dramatic Elvira Godardo din Târgu Jiu a primit în dar 2 ziduri. Extraordinar titlu, senzațional. Am păstrat de zidurile astea, am făcut o spărtură și am escavat în interior. Deci, ca și cum avea o cutie, domne, asta e, trebuie să păstrezi el, ce faci în interior, treaba ta. A fost o chestie complicată pentru arhitectul, pentru Mihai Maikovski, o chestie odată în plus complicată. Pe de o parte, sigur, Mihai era la primul lui proiect de teatru. Constructorul construia prima oară un teatru. Totul era așa. Așa că eu veneam dimineața la 7, nu pentru că oi fi fost eu vreun voluntar întârziat sau inventat atunci pe moment, ci pentru simplu motiv că oamenii nu erau probleme să nu învățam eu pe constructorii cum să toarne bun, cum să pună un ciment, cum să pună... Casa noastră trebuia dar să nu, fiind particularizată ca sală de teatru și având foarte multe lucruri pe dedesubt, sunt toate trapele astea pe aici, pe unde suntem, construcția nu e așa, este cu totul specială și atunci oamenii așteptau să vin să le spun cum, de fapt, bun domne, vedem din plan cum e chestia ta, dar hai să spune-ne exact la ce folosești. Și am petrecut așa dimineți nesfârșite aici, m-am încălzit la focul ăla de care vorbeam, care avea pe aici. O bietactor, da, bine, cântam toate melodiile din lume. Am trecut prin diverse faze de suicid. Mă rog, mi-am... O tăiem partea, da. Bun, am înțeles. Nu, am glumit, nu. În sensul... V-ați dat să renunțați? Un moment, să zici, băi, îmi pun chiar toți bețe în roate, vreau să fac ceva. Nu mai mult decât zilnic. În perioada aia a fost aproape zilnic. Era demențial pentru că mă gândeam unde trebuie să ajungem. Eu scrisesem asta în 93, da? Lucrurile se mișcau greu. Am construit 70% din clădirea asta, a venit anul 99, când am trecut la Consiliul Județean, ne-a dat, Consiliul Local ne-a luat. S-a făcut așa un schimb. De ce? A apărut legea 215, legea administrației publice locale, adică acea lege care permitea deja dintr-o dată primăriei alte venituri mult net superioare și atunci teatru, pentru că la Consiliul Județean erau și ansamblul Dăina Gorjului și bibliotecile și centrul de îndrumare și școala populară de artă și toate celelalte, atunci au zis, domnule, hai să ia primăria teatru, pentru că e buricul orașului. Să mergem, să vină. A fost un an cumplit ăla, 99,
un an cumplit, pentru că atunci am început, prin când ne-am dus acolo, primul lucru care l-au făcut, mi-au dat 18 oameni afară. Așa scurt. Abia am să aflăm ulterior că povestea asta s-a făcut datorită faptului că primiseră o circulară de la București, cum că trebuie să fac o reducere de personal, pentru că noi eram ultimii veniți, au făcut în așa fel. 18 oameni ne-au dat afară, la momentul ăla eram vreo 46, cam așa, 46 de oameni, da. De valma, actorii, deci... Cred că e foarte trist să lucrezi cu un om, să pleci cu el și să fii obligat să... Da, pentru că eu nu dădusem pe nimeni afară, din potrivă, eram instituția care angaja non-stop, pentru că trebuia să ajung la un anumit număr de povestea. Mă rog, din fericire, 99 a fost ultimul an înainte de 2000. Zic din fericire pentru că în 2000 au fost alegeri și povestea mea cu domnul Cârciumaru este mai ciudat un pic. Prin 96, da, undeva 96, ce se întâmplă? Cei de la Consiliul Județean mi-au spus: domne, haideți să vedem cum facem cu producțiile astea, să facem mai puține, în sensul că, bun, știu că este obiecte de activitate, dar trebuie, zice, să avem grijă să ținem totuși pasul cu investiția în sine, adică cu construcția. Alminteri, nu puteai să zici că nu e așa, așa era. Adică și-am menajat cât am putut, mă rog, sigur, trebuia să jucăm, aveam puține spectacole pentru că nu erau bani suficienți pentru povestea asta. Și atunci, pentru că noi totuși trebuia să jucăm mai mult, am început să mă duc la diversi... M-am uitat în ora să văd, domnule, cine mă poate ajuta într-un fel sau altul. Și printre cele unitățile la care m-am dus era și fost, sau este și acum în Grimeș, nu mai știu, da, fabrica asta de aici. Da, este. Ideea este că acolo era director domnul Florin și m-am dus... A fost un lucru absolut extraordinar. Zice, domnule, m-am auzit, domnule, v-am urmărit, zice, așa activitatea. Și domnule, mi se pare extraordinar faptul că v-ați înhămat la nebunia asta. Dumneavoastră, fiind actor la Craiova, zice, chiar am urmărit povestea, zice, să vă luptați așa cu toate murile astea de vânt, zice, mă rog, mi se pare un lucru extraordinar. Și zice, domnule, zice, ajutați-mă și uite, am și nevoie de un ajutor, de niște bani, de niște sponsorizări, domnule, nu pot să fac sponsorizări, dar vă pot ajuta poate altele. Ia, cât e un bilet la teatru? Și la momentul ăla, 96, era cam 20.000 de lei cum ar veni. Și zice, bun, deci eu vreau să, câte sale are, câte locuri are sala sindicatului? Deci, 450, bun. Mâine cumpăr 900 de bilete cu 100.000. Pentru salariat? Da. Și a cumpărat prin sindicate. Noi, da, a fost o chestie extraordinară. A venit cu ei într-o seară pe după schimburi, știi? Adică, nu, i-a adus pur și simplu. Adică, trebuie să ajutăm cumva instituția asta. Și felul în care a găsit să ne ajute a fost unul de legal pentru dâns și trebuia să fie legal. Atunci, domnule, da, sindicatele puteau să cumpere un spectacol. Și azi am mers noi, adică 450, mâine au venit aia care lucrase în schimbul, a fost extraordinar. Schimbul 3, da, la teatru. Și da, au venit la teatru, interesant este că domnul Florin a venit în ambele zile. Deci a venit și a văzut spectacolul, ne-a făcut acest ajutor. După aceea zice, domnule, cum vă mai pot ajuta? Vă mai pot ajuta, uite, să vă fac decorurile la mine. Adică să nu vă coste nimic. Adică a fost unul dintre puținii oameni care ne-au întins o mână fabulos la momentul ăla. Și ciudat, dar pentru că a înțeles zbaterile noastre, adică ce ne durea, ce muream noi acolo. Și, așa că în 2000, când dânsul a venit, mă rog, a fost ales primar aici, lumea din primărie nu știa, păi tot nu e un pic, dar de unde și-a atașamentul ăsta și respectul ăsta al domnului primar față de instituția asta care în 99 pusese... Ce legături sunt, da. Da, oare ce, oare cum? Și din acel moment, au trecut 8 ani de atunci, vreau să spun că am avut noroc din cauza de dânsul, pentru că cunoscând lucrurile dinainte, a putut și poate și în continuare, deci dânsul este unul dintre puținii oameni care atunci când spun, domne, instituția asta
istoria acestei instituții este una specială. Dânsul vorbește cunoștință de cauză. Cred că e singurul care vorbește de zona, mă rog, nu neapărat politică, eu vorbesc de administrativă, da. nu mă interesează de partea politică, dar pe partea administrativă era singurul care cunoștea lucrurile, într-adevăr. Pentru că o văzuse de când nu era nimic, până când a ajuns să fie ceva. Ori din acel 99 nu s-au investit aici decât vreo 270 de milioane, atât. Deci aproape că intrasem în conservare cu ea. A fost cumplit anul ăla 99, în fine, nu vreau să mi-l aduc aminte că, mă rog, așa, un vis urât, un coșmar, în fine. A venit dânsul acolo, mă rog, și de atunci n-am mai avut probleme, probleme cu banii, probleme cu... Am terminat în 2002 imediat. Deci... Înțeleg că în 99 putea să credeți că nu se va mai face nimic? Da, eram gata să cred că... Că vom rămâne pe veci în Casa de Cultură. Eram gata să cred că, că această clădire poate căpăta o nouă destinație. Bingo! Cum era pe vremea aia. Așa un ceva, un club, un striptease, un ceva, erau tot felul de investitori care puteau să investească, să facă ceva frumos la bară, fixă pe aici, pe undeva. Da. Adică puteau să facă un restaurant frumos, nu? Am avut noroc. Chiar am avut noroc. Și norocul a fost, din o întâmplare, ai văzut, deci ți-am zis, chiar a fost... O întâmplare... Fericită până la urmă, da, adică care ne-a scos din povestea asta. Când a avut loc primul spectacol și trece în ziua aceea, emoțiile, cum a fost publicul, actorii, dumneavoastră, ce a simțit? Au fost două momente. Un moment a fost când, în 2002, vorbim de anul 2002, un moment a fost când... noi nu vreau să deschidem stagiunea cu un anumit spectacol, dar înainte cu vreo două luni și jumătate de chestia asta, veneau fiii Gorjului, cum vin și acum, că acum zilele astea sunt povestea, că fiecare an fiii Gorjului vin aici, să duc, să întâlnesc, mai închiriat un cal, să mai duc, mai fac un padeș, mai așa. Săracii, câțiva colegi de-ai mei, Eugen, anul ăsta, mi se pare, o să mai încalece o dată. A fost o chestie genială. Trebuie să-ți o spun pe asta, că este, nu-i bani, dar e bună. Povestea de un coleg de-al meu implicat în povestea de la Padeș, care seamănă orice, numai a povestea aia, nu. Era un scenariu mereu același, în fine... erau ăștia îmbrăcați, frumos, cu haină de epocă, Tudor, cu oștenii, cu bandurii, cu nu știu ce. Deci jurau ăștia în fața lui Tudor și zice, slugere, jur pe acest pământ, care și când am bătut cu mâna acolo era asfalt. Că povestea era făcută pe asfalt. Genial! Ăla s-a și lovit la mână, colegul. A fost genial, aia a fost spectacol. Deci era pământul... Era un pământ bituminizat, mă rog, așa. Foarte frumos asta, a fost bun. Și... veneau, deci, fiii Gorjului, cum veneau, gen, ăștia, domnule, hai, domnule, să facem ceva pentru ei, să le arătăm că e gata sala, domnule, stai, pentru că nu e gata sala, hai, domnule, să le arătăm ceva, era prefectură, erau toți, mă rog, au nevoie. Și atunci am vorbit cu actorii și am făcut o improvizație pe un text al lui Sorescu. N-a fost propriu zis o deschidere, dar a fost primul moment când am pătruns noi aici, de că de el am întrebat. Și am improvizat pur și simplu, uite cum am venit noi acum să zic, hai, dăm două scaune, unde filmăm, unde? Dăm asta ceva pentru microfon, dăm ceva. Am luat două, trei practicabile, le-am pus pe aici, am pus un pantalon ăsta de așa, fără practic mult decor, adică decor, nu era niciun decor. Și oamenii ăștia au spus textul lui Sorescu, care ulterior avea să devină spectacolul Dropia, unul din spectacolele cele mai dragi, așa, mie, spectacol pe texte ale lui Marin Sorescu, având la bază, de fapt, un scenariu făcut de domnul Cepoi după Sorescu și după Paracliserul lui Sorescu. Și asta s-a jucat în sală fiind fiii Gorjului. Veniți la București să vadă ce frumos, uite ce am făcut noi aceea acasă la Târgu Jiu. A fost și un moment emoționant, pe ce, mă rog, a plecat oficialitățile, am rămas cu colegii aici, a fost așa, aproape că plângea toată lumea, nu era așa. A fost un moment, cred că cel mai frumos moment din... Adică a fost un fel de deschidere, mai degrabă,
după ce au plecat cei din sală, pentru noi, atunci am realizat la propriu că în sala asta s-au rostit primele cuvinte. A fost prima noapte de dragoste, ultima noapte de război. Da. Știi, e ca așa ca un... Atunci am fost mai poetic. S-a zis ecou, atunci sala construită, s-a zis ecou cuvintelor. Atunci am fost chiar poetic, era frumos. Bine, eram și încărcat de poezie, așteptam sala asta ca pe Dumnezeu din cer și au fost chiar niște cuvinte duse așa într-o zonă poetică. Măi, exact cum e textul din Paracliseriu este, Doamne, zice, catedrala asta e prea nouă, hai să o afumăm un pic, să capete un pic de timp, de vechime, timp, de ceva. Așa am zis, ca și textul, au fost primele cuvinte care s-au... imprimat în pereți. Care s-au imprimat aici, știi? Primele cuvinte care și-au găsit locul aici, pe undeva, prin cotloanele astea, peste tot. A fost foarte interesant atunci. Un moment de care mi-aduc aminte cu foarte mare drag. După aceea a fost în 2002, în noiembrie am avut deschiderea oficială cu spectacolul Ultimul Împărat, scris de... el era director la televiziune pe vremea aia, Valentin Nicolau. A fost o perioadă director al Televiziunii României. Interesant este că noi am fost... la un moment dat ne-a zis, v-ați apucat să puneți un spectacol al lui Nicolau pentru că s-a devenit directorul general al televiziunii. Nu, dar după aceea chiar a dat un interviu domnul Nicolau atunci în seara aia și a spus, zice, în momentul când am semnat contractul cu tatăl Elvira Godan a fost acum 2 ani, eu aveam textul de 2 ani, zic, domnule, vreau să-l țin, pentru că am ținut cu tot din adinsul să deschid cu o piesă contemporană românească. Cel mai tânăr teatru din România trebuie să-și deschidă porțile cu o piesă contemporană. Era normal. Așa cum pe vremuri nou sediu al Teatrului Național din București, atunci când s-a deschis el, s-a deschis cu Apus de Soare. Adică fiecare avea și instituția aia, și instituția asta avea logica sa. Ori noi am zis, domnule, hai să deschidem cu un autor contemporan, de adevărat. Și a fost acest spectacol cu Ultimul Împărat, a fost un spectacol extraordinar, după care lucrurile au început să fie mult mai... Cu mentalitatea Târgu Jiulilor. S-a deschis un teatru în Târgu Jiu. Mi-a convins să vin aici. A fost complicat. A fost vorba atunci... Oamenii n-au fost obișnuiți. Au părut remanenele atunci... Deci, să-ți explic ce lipsește, ce lipsea din Ecuația. Mai lipsește din Ecuație ceva? Mai lipsește, da, încă. Nu suntem. Suntem la, i-aș zice, la jumătatea drumului. Și o să explic de ce. Ce se întâmplă? Obiceiul de a veni la teatrul capeții acasă. Adică ești învățat în familie. Vorbim de teatrele care se găsesc în orașe, în orașele mari, în cele 36 de orașe din România. Educația de a veni la teatru, orașele astea toate, paranteză, au, pornind de la Teatrul Național din Iași, care are peste 200 de ani, și terminând, să zicem, cu cel mai tânăr, care avea vreo 37-38 de ani. Deci, educația de a te duce la teatru, într-un oraș ca Iași, o să o luăm, nu, 200 de ani, acolo au fost 4 generații, au crescut într-un mediu familial în care tu când erai mic spunea, deci fii atent, deci tu când să crești, să trebuie să te duci la operă, la teatru, la grădina zoologică, la muzeu. Adică îți intra în, îți intra în minte ca un lucru, știi, ca periuța de dinți. Da, da. Adică lucrurile erau, o primeai ca educație. Nu teatru trebuia să se ducă să-l găsească pe ăla, băi, fii atent, eu sunt teatru, vină la mine, hai la mine, că de bune. Nu, astea erau, existau în educația de acasă, cu care creștea copilul. Aici, când am deschis povestea asta, am constatat, domnule, stai puțin, a trebuit să ne gândim. Pentru că ți-am zis, ca să așa fost de la început, am făcut totul foarte, foarte calculat, logic, calculat, pentru că nu exista nicăieri o carte despre cum se construiește teatru. Unde este? Am întrebat-o pe doamna Berloja, Dumnezeu să o ierte, și mi-a zis, ea fiind profesoară de istoria teatrului universal și românesc, zic, doamnă, spuneți-mi și mie, dați-mi mie o carte, mă duc, când am apucat de povestea asta, zic, și dragă, dar nu există așa ceva, acolo există... sunt de obicei biografii romanțate. Un grup de tineri entuziaști,
nu știu ce au pus în scenă, o piesă, dar nu știu cum să-l construiești, cum să-l faci. Pe vremuri când construiau, se construiau pentru că trebuiau să se construiască, nu se construiau pentru ca să se construiască direct teatru. A fost altă, noi am construit aici un lucru la Târgu Jiu exact pentru un anumit, pentru exact acel lucru. Am făcut o clădire, o biserică pentru exact povestea asta, pentru teatru. Și ori această chestiune nu era scrisă nicăieri, așa că a trebuit să inventăm totul. Și ca să nu fim haotici, pentru că asta era o șansă, să devenim haotici. Și devenim haotici, puteai să-ți bați joc de banii pe ăștia publici, că practic despre ce vorbim? De banii oamenilor. De banii oamenilor, pentru că teatrul ăsta ce înseamnă? Teatrul ăsta înseamnă o adunătură de fonduri. La buget? De la buget, niște impozite pe care le-au plătit oamenii aceștia din acest oraș pentru a-l construi. După aceea, banii pe care noi îi primim în fiecare an pentru a face piese, pentru a face stagiunea, pentru a face toate activitățile de aici, sunt toți bani pe care oamenii aceștia îi dau. Noi îi preluăm parte, de la Consiliul Local, de la primărie, îi transformăm, dăm salariile oamenilor, mă rog, astea, salariile, mă rog, e o glumă, dar mă rog, să le zicem, așa să numesc, și transformăm banii oamenilor ăstora în spectacole, la care tot ei vin. Deci este un circuit simplu, în care omul vine, este cea mai la vedere investiție din oraș. Adică aici, dacă știi că am dat la teatru pentru producții 2 miliarde, alea 2 miliarde se văd că sunt aici. Sunt în costume, sunt în lumini, sunt în climatizare, sunt în recuzită, sunt în costume. Deci e cea mai la vedere. Teatru aparține strictamente oamenilor, pentru că suntem o instituție deschisă 24 din 24, adică omul trece pe stradă, zice, dacă am chef, el poate să intre, să facă stânga sau dreapta, intrând în teatru și zicând, asta e spațiul meu, e spectacol, la ce oră, îmi cumpăr un bilet, doar să petrec 2 ore la teatru astăzi. Deci suntem un spațiu foarte deschis. Între tine și un spectacol, un simplu bilet și ăla ieftin, în care poți să vii și să ai acces în spațiul ăsta care e al tău. Al tău pentru că este al celor care populează orașul. Al omului de pe stradă, cum îmi place mie să zic. Vroiam atunci să deschidem și o cinematecă. Îmi pare rău că ăla chiar e un proiect care ăla nu mi-a ieșit. Dar și acum mă gândesc la el. Era vorba de o dată pe lună. Aici nu s-ar putea întâmpla? S-ar putea întâmpla, dar pentru asta îmi trebuie abonați clari. Da. Ori așa trebuie să vină, e un pic un abonament puțin mai scump. Bine, cinemateca respectivă nu vreau să o fac decât pur le conesor. Clar, era vorba de 200 de abonamente aceleași. Ce vreau să fac? Adică oferta era la modul următor, pentru că, mă rog, fiind în legătură cu încă cu profesorii de la IATC, profesorii de regie film și cu cei de la distribuție film, aș fi adus, adică făceam, domne, ciclu Chaplin. Atunci era, cum să spun, 2 luni sau 3 luni de Chaplin, numai spectacol, în formă, ciclu Vaida. Cu viața lui. Adică, cum să spun, marii regizori ăia adevărat. Adică doar ăia care cunoșteau, care puseseră în tinerețe, aici era clar segmentul, era absolut clar 40-60. Pentru că era vorba de acei oameni care au fost prin București și care au fost ca la Cinemateca în București pe vremuri până în 89, unde se vizionai filmele alea la care n-aveai acces. Da. De ce vorbim mereu, a fost în Timișoara, în București? De ce nu s-a întâmplat nimic în orașul ăsta? Tot timpul trebuie să spunem că au fost în altă parte, da, și adevărat. Deci, au fost în altă parte, de știu. De ce nu s-a întâmplat aici ceva acum 10-15 ani? N-ai de teatru vorbesc. Deci nu se întâmplase nimic pentru că deodată au fost prea multe lucruri. Și are Sorescu o poezie care așa începe. Deodată prea multe lucruri. Așa începe poezia. Târgu Jiu s-a confruntat în 1989, din 1989 până în momentul ăsta care vorbim, cu un surplus de probleme față de restul țării astea. Pentru simplu motiv că cu ceea ce venea el din istorie, Târgu Jiu, adică cu legat așa de tinicheaua, de codiță, în sensul de dacă vrei să omori un câine,
trimite-l și în gorj și moare singur de foame. Așa s-a spus despre. Deci așa era cunoscut orașul ăsta. La modul propriu, în cărțile de istorie, alea adevărate, s-au consemnat povestea asta era. Târgu Jiu asta însemna. Adică dacă vrei să mori frumos, vin la Târgu Jiu, știi? S-au supărat și cameramanii, ca să vezi. Așa era, da, așa era. Adică singurul, era extraordinar. Adică era un oraș în care au fost, de pe vremuri, erau, se chema acțiunea 7000. Ce însemna acțiunea 7000? Acțiunea 7000 însemna că undeva acolo la vârț, vârțul a fost făcut, ăla n-a existat vreodată. Ăla era un loc viran acolo. Și s-a făcut, vezi, Doamne, o localitate, pentru că au adus aici 7000 de moldoveni. Asta sună film. Da, 7000 de moldoveni în special, știi? Adică, ce însemna? Când cineva avea o problemă în România, problema Ceaușescu, era luat și trimis la muncă într-un anume loc, la canal, la balea, la alea. Bă, ăștia care nu erau chiar de canal, mă rog, erau de ăștia, știi cine a venit aici? Nu, aia, cum se spune, anticomuniștii, oamenii care luptau pentru o idee aia, se duceau la canal să vrea să meargă repede. Aici, ăștia erau găinari. Deci, în Târgu Jiu veneau găinari, erau 7000 de găinari. Să mai facem un reportaj. 7000 de găinari care au venit și s-au stabilit acolo la vârț, și care veneau sâmbătă, duminica în oraș. Frumoasă. Și atunci ce a început? Ce a început? Păi, deci violurile începeau de la intrarea în oraș, ca să fie mai simplu. Năvăleau prin cărți, prin asta, în furt, găini. Deci era un Las Vegas de la, cum să spun, original, adică cu începuturile lui, nu cu ceea ce a devenit. Era un fel de... Asta prin ce an se întâmpla? Deci asta se întâmpla prin anii 80. Deci anii 80. Așa era cunoscut. Deci după ce că aveam tinichema asta cum că dacă vrei să omori un câine, trimite-l și moare de foame la Târgu Jiu, un gorj, au mai venit și ăștia 7000 de găinari care, mă rog, a făcut ca demografic populația să crească, fie prin violuri, fie prin înțelegere la poliție ca să nu fie declarat violul. Da, așa. Și lucrurile au fost, din punctul ăsta de vedere, au adus Târgu Jiu într-o chestie. Dar noi am început, orașul ăsta a început să respire în momentul în care, după 1989, au mai fost vreo 3-4 ani până au plecat ăia de aici. Păi tot 7000? Păi. De ce au plecat? Păi au plecat pentru că din acel moment practic nu mai suportat populația asta, deci care în sfârșit și-a dat seama de povestea asta și acțiunile alea, vezi, Doamne, nu-și mai aveau rostul. Oricum erau mult prea mulți oameni, practic toți ăștia lucrau pentru termocentrale, pe zona asta. Și atunci reorganizarea acestor termocentrale i-a făcut pe ăștia să plece acasă în sfârșit. A mai rămas câțiva, mă rog, de prăsilă, ca să știu eu. Dacă Doamne ferește, ne întoarcem, să știm de unde îi luăm, știi? Da. Las câțiva acolo ca să fie de prăsilă, într-un fel sau altul. Deci, ăsta era orașul. Orașul a fost un pic pustit, spiritual, în primul rând. Deci era pustit, era gol pe dinăuntru. Orașul era gol pe dinăuntru, era după 89. Nu știai ce e mai repede de făcut. Pentru că au trebuit puse lucrurile la punct, tot ce se stricase în anii ăștia, în Târgu Jiu, repet, mai mult decât în alte părți. Și atunci nici dracul nu se mai gândea atât de repede și la zona culturală. Ne sprijineam doar pe ideea că l-avem pe Brâncuș aici. Deci, nici acum n-am depășit stadiul de cum se cheamă, de în ce-și privește pe Brâncuș, n-am depășit stadiul de parastas. Ideea că Brâncuș e un brand, deci trebuie pus la muncă. Brâncuș nu e ceva să ne rugăm noi așa, știi, când e ziua lui de naștere și când e ziua lui de... Brâncuș, la Brâncuș. Da, și mai aprindem un parastas, ficele cu orijene, mai fac nu știu ce, mai facem o... De-aia ne mai ducem până la Paris, cu autocarul, în cimitirul Père Lachaise și mai facem și pe acolo, nu știu, noi. Deci Brâncuș este un brand, el trebuie pus la muncă. Am înțeles acum că în sfârșit vom putea în timp acest lucru. Asta e cel mai important lucru. Important, dar e trist să te rogi să-l dea pe Brâncuș al tău. Da,
așa am fost blestemați. Neamul ăsta așa a fost el dintotdeauna. Trebuie să ne rugăm frumos să ne dea cineva ce e al nostru. Dai voie să fac și eu o poză la casa asta care mi-am construit-o. Îmi dați 80% din bani. Da, bine, nu are importanță, putem să dăm și 200.000%. Important este să fie al tău, să poți să-l vinzi într-un fel sau altul. Pentru că viitorul acestui oraș, din punctul meu de vedere, nu poate fi decât unul turistic. Strict turistic și cultural. Dar chiar așa ne agățăm de Brâncuș ca să evoluăm și mai puțin. Nu numai din punct de vedere al lui Brâncuș, nu. Din punct de vedere pur și simplu a ceea ce reprezintă zona asta. Pentru că Tismana este o zonă minunată. Aici aproape, la Polovrag și iarăși o zonă în apeștera. Sunt o grămadă de lucruri care, bineînțeles, Brâncuș nu face altceva decât să pună moțul pe tort, dar povestea este că orașul trebuie să iasă din amorțeala asta, pentru că ăsta e viitorul lui, altul nu există. Trebuie să înțelegem povestea asta. Viitorul acestui oraș este pur și simplu unul cultural. Cultural pur și simplu, nu neapărat numai, de fiind vorba aici numai de Brâncuș. Brâncuș este un brand care atrage lumea în oraș ca să poți să-i oferi ceea ce are Târgu Jiu în anul 2008. Adică ce are teatru, ce va mai avea de aici încolo, poate că un parc național. Are teatru, are... Ce da. Mai are de afară de teatru? Da. Are teatru, are chiar teatru. Ajuns să-ți vreau teatru. Eu am rămas impresionat de ce am auzit, s-ar putea face multe filme. Filmul celor 7000, da. Care sună foarte bine așa, cu echipa de aici și cu Gheorghe Dinica, când văd pe voi. Da. Așa? Corect, așa. Am aflat că în Târgu Jiu avem teatru. Teatru. Și alte teatru. Lucruri. Teatru. Vă mulțumim foarte mult. Eu am rămas impresionat de ce am auzit, ca să vedeți câtă muncă este în spatele unei povești. O poveste care are în spate foarte multe evenimente pe care domn director le-a trecut zâmbind. Numai așa supraviețuiești. Când se întâmplă tot felul, n-ai altă ceasă. Nu. Când se închid toate ușile, zâmbești, mai dai un picior, mai... Așa e, da. Deschizi altele și... Deci trebuie să te doară ca să simți, să te coste, cum spunem noi în meserie. Dacă nu te costă, și atunci când cânti, nu? Deci dacă nu, el nu pornește de aici, din rărunchi, lucrurile degeaba. Deci trebuie să te coste ceva, acel efort, acel ceva. Să transpiri, să-l smulgi. Da. Un cântec, atunci când îl cânti, nu-l cânti. Îl smulgi din tine și îl dai. Așa facem și noi, același lucru. Deci cortina nu se închide aici. Abia am ridicat cortina, rămâneți cu noi. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Ok. Rămâneți cu noi. Da. Afară soare, de când am plecat, sunt tare, tare. Dar tot mă gândesc cum ar fi cu tine. Pe romaniță ghicesc, pe lire stărline. Când a plecat, mă simt mai bine.